Стима, с приветствием вас салют. Лауну не эпизод пришли для Респонди. До пока вам промес индиферент так в эфире Ансарасов, как он Петру Кити возили на фара цари. Континуум практика антеревары, Респонд антреберли для вастры. Бля с вами уцумес пентру мили де месажи, ши комментарии, пекар лям примит паркосу ультимилор воре. Ам селектат опт чели мэй интересанти антреберли, лакари акужу вы Респонд. Prima întrebare care este destul de actuală ține de COVID și coronavirus. Și aici sunt mai multe întrebări referitor la recordul de cazuri care există în ultimele zile. Ce avem cu vaccinul, anularea carantinei și așa mai departe. În primul rând, stimați prieteni, haideți să recunoaștem că acest virus, COVID-ul, a dat peste cap planurile nu doar Republica Moldova, dar marea majoritate a țărilor. Dacă o să urmăriți statistica ce se întâmplă în mare majoritatea țărilor europene, vedem creșterea numărului de cazuri înregistrate. De ce? Pentru că, după cum am menționat anterior, au fost scoase restricțiile, revenit la mai multe activități economice. Noi am decis să deblocăm activitatea agenților economice, pentru că altfel intram în criză și mai mare economică. Ce urmează mai departe? Este clar deja un lucru că imunitate colectivă nu există. Prin mare soluția este să respectăm ceea ce ne spun medicii, pe de o parte, pe de altă parte, evident că sperăm cu toții să apară mai departe, mai repede, o vaccină. Apropo, la capitolul vaccină. Sunt în Federația Rusă, am discutat cu colegii de aici și știți că eu am elaborat o vaccină care acum este în procedura de testare. Am văzut scepticismul la mai mulți moldoveni, inclusiv în rândul unor oficiali, referitor la vaccina din Rusia. Vreau să vă spun că atunci când, acum, apropo, Federația Rusă vaccinează, administrează doar în interiorul țării această vaccină, când vor accepta să fie administrată în afara țării, eu sunt gata să mă ofer ca primul dintre moldoveni pentru a testa această vaccină pentru cetățenii. Și sunt gata să risc și cu sănătate, dacă va fi necesar, pentru ca această vaccină să ajungă mai repede în Republica Moldova. Am discutat cu colegii de aici, ei au spus că imediat ce va fi posibil administrarea acestei vaccine unor persoane din afara țării, la sigur, atunci voi veni în coace sau vă găsi o posibilitate ca să testez această vaccină pe mine personal. Pentru a scoate riscurile și suspiciunile din partea unor moldoveni. Eu sper foarte mult că acest lucru se întâmple în următoarele săptămâni. În ceea ce ține de alte întrebări legate de COVID. Suntem în carantină sau nu? Cum schimbăm această procedură? Am discutat cu colegii de la guvern chiar astăzi. Știu că în zilele următoare va fi luată o decizie referitor la unele schimbări în ceea ce țin de autoizolare. Probabil, cei care vin din țările care nu sunt zone roșii, autoizolarea va fi exclusă. Vedem, va fi o decizie comisiei de la guvern în următoarele ore. Eu consider că ar fi bine cât mai repede să scoatem aceste stare de obligațiune pentru a fi în carantină. În ceea ce ține de alte întrebări care sunt aici, se isprăvește sau nu guvernul, am văzut mai multe critici din partea opoziției, care spun că guvernul nu face față, dacă ei consideră că pot face față mai bine, să se asocieze cu Șor și cu Cantu, să dea jos guvernul, să-și asume responsabilitatea. Dar ei nu vor. Pentru că ei știu că în această situație nu vor face față mai bine acestor provocări decât guvernul care este acum și specialiștii care sunt în fruntea ministerilor. Așa că, dragi concetățeni, 1. Încercăm să respectăm tot ce spun medici. Știu că este dificil. Noi nu putem să introducem restricții, să oprim activitatea economică din nou. 2. Sperăm foarte mult că vaccina va fi posibilă de a fi administrată moldovenilor în timpul cel mai apropiat. Am menționat aici, în Rusia, sunt gata să o administrez și să risc ca test să demonstrez că este o vaccină inofensivă, care nu creează alte probleme paralele. Și 3. Să avem încredere că lucrurile se vor schimba spre bine. A doua întrebare, se deschid școlile, grădinițele, apropo, studiile de peste hotare. Stimați prieteni, noi cu toți înțelegem că nu putem să ne permitem să ținem în continuare școlile și grădinițele închise. Ați văzut că primul pas, grădinițele private, toate stranice private, puteau toate, de pe data de 17 august au fost redeschise. La 1 septembrie au fost alese câteva scenarii, vor fi redeschise și școlile. Ați văzut că marea majoritate a școlilor au decis să meargă cu frecvența elevilor la ore. În special e vorba de școlile din sate, unde numărul de elevi este foarte mic și școlile sunt mari, pentru că știm că sunt puțini elevi în sate. În orașe, în orașele mari, în Chișinău, s-au ales diferite scenarii.
Primesc multe mesaje de la dumneavoastră, stimați prieteni, că e foarte riscant. Eu sunt de acord că este foarte riscant. Dar putem noi oare să ne permitem să menținem încă copiii încă jumate de an sau un an în case, în apartamente? Eu cred că nu. Eu cred că mare majoritatea părinților vor fi de acord cu mine. Am și eu copii, băieți, care trebuie să meargă și la școală și la grădiniță. Și mă întreabă în fiecare zi, tata, când mergem la școală, când mergem la grădiniță. Deci, înțelegem riscurile, vom minimiza aceste riscuri. Am decis să alocăm 10 de milioane de lei pentru a minimiza aceste riscuri. Evident că vom fi foarte atenți la evoluția cazurilor. Dacă va fi necesar, vom închide sau studiile într-o școală, sau într-un oraș, sau pe țară, dacă vedem că va fi răutățită situația. Dar, la 1 septembrie, trebuie să începem. În ce ține de studiile peste hotare, pentru că aici întrebările de la Antonina, care mă întreabă despre studiile pentru studenți în Federația Rusă, Natalia Cosma, de la 1 septembrie, ce fac studenții, elevii care învață în Rusia. Am discutat chiar astăzi cu partenerii de aici, din Federația Rusă. Se preconizează pentru următoarele zile, poate chiar astăzi, vineri, sau cel târziu luni, să fie aprobată o hotărâre specială de guvern a Federației Rusă. Despre ce este vorba? Cunoașteți că până la 1 septembrie este interzisă intrarea în Federația Rusă a cetățenilor altor țări. Dar există o problemă, pentru că sunt foarte mulți elevi, studenți, care, și nu doar din Republica Moldova, din diferite țări, care trebuie să vină la studii, începând cu 1 septembrie. Deci, în zilele următoare va fi luată o decizie. Sau se va permite începând cu 25 august, se discută o astfel de variantă, sau de pe 31 august se va permite intrarea studenților și elevilor. Eu cred că în următoarele zile această decizie va fi publică și veți cunoaște care va fi scenariul mai departe. Al treilea subiect, care săptămâna curentă, dar și săptămâna precedentă, și cred că va fi unul de actualitate tot anul, ține de situația din agricultură și protestele agricultorilor, în genere, care este soluția, ce facem mai departe. Eu am menționat și anterior că așa an cu secetă în Republica Moldova nu a mai fost. Eu nu voi repeta ceea ce am spus în emisiunile precedente, ceea ce a spus guvernul parcurs săptămânii curente. Cunoașteți că au fost mai multe întrevederi. Domnul prim-ministru a avut întrevederi cu agricultorii, au fost întrevederi și pe platformă parlamentară. Eu cred că aceste discuții sunt foarte bune, foarte utile. Decizia finală este să fie alocat suport subvenții pentru agricultori, pentru cei care au pierdut roada de grâu, de ors, grupa întâia, câte 1500, de la 1500 de lei în sus la hectar. Eu cred că este o decizie așteptată, este o decizie foarte bună. În premieră, în toți anii de independență a Republicii Moldova, guvernul acordă așa suport pentru agricultură. Vreau să accentuez încă o dată. Niciodată, în toți 27, 28, 30 de ani, de când trăim ca țară independentă, în statul nostru, un astfel de suport agriculturii nu a fost acordat. Chiar și în an de secetă majoră. Am văzut că agricultorii, unii agricultori, sunt nemulțumiți și spun că vor 3.000 de lei la hectar. Haideți să explicăm foarte clar ce înseamnă 3.000 de lei la hectar. Este vorba de 200.000 de hectare de grupa 1 și probabil vor fi 500-600.000 de hectare de grupa 2, porumb și floare soarele. În total 700-800.000 de hectare. Dacă vom da curs inițiativei să alocăm 3.000 de lei, asta sunt 2.400.000.000 de lei, care în buget nu sunt. Stimați agricultori, mult stimați agricultori, și eu sunt agricultor, am absolut universitatea agrară, vin din sat, de la Sadova. Nu sunt în buget 2 miliarde de lei pentru a acorda aceste subvenții. Cei care vă promit și vă scot în stradă, lasă să explice de unde. Stăim din salarii? Din pensii? De unde? De la drumuri stăim? Sau să oprim finanțarea învățământului pentru a aloca acești bani? De ce suportul de 1.500 de lei la această etapă este ceea ce guvernul a depistat surse și le-a propus agricultorilor. Din nou, repet, niciodată, în toți anii de independență, o astfel de suport nu a fost. Ce urmează mai departe? Am văzut că unii din agricultori insistă și vor să protesteze, să blocheze străzile, să ceară demisia guvernului. Apropo, mă sună foarte mulți agricultori din diferite raioane și îmi scriu: domnul Don, dar de ce vă dați șantajați de unii agricultori care vor să facă politică? Eu nu vreau să împart agricultorii, că fac politică, nu fac politică. La toți agricultorii. Dar ca să înțeleagă foarte bine cei care vor să protesteze. Ce înseamnă blocarea străzilor? Blocarea străzilor înseamnă destabilizare. Înseamnă blocarea activității altor agenții economice, care plătesc impozite la buget.
Voi blocați străzile, ei nu pot să-și desfășoare activitatea normal, plătesc mai puțin bani la buget și avem mai puțin bani să vă dăm vouă subvenții. Ce înseamnă căderea guvernului, cum insistă unii din voi. Poate voi nu vă dați seama, dar cei care vă utilizează, Slusar și alții, e asta vor, e vor criză politică. Ce înseamnă criză politică? Vă explic. Criză politică nu veți obține nici acești 1500. Și nici suportul de la Federația Rusă, de la europeni, de la americani, nu contează. Asta înseamnă căderea guvernului și câteva luni de instabilitate politică, în plină criză. Cei care fac acum politică pe agricultori, în special opoziția, Maia Sandu, Năstasă și alții, își aduc aminte ce au făcut ei anterior. Și eu vă rog, dragi agricultori, uitați-vă în urmă. Aduceți-vă aminte de anul trecut când ați fost bătuți de grindină în august, în special în nordul țării. A venit oare prim-ministru să discută cu dumneavoastră? Maia Sandu și alții. Eu cred că voi trebuie să spuneți mulțumesc și noi toți, nu voi, toți, că avem acest guvern și nu guvernul Maia Sandu, care nici n-avea să vă atragă atenție absolut deloc. Nici la agricultori, nici la alții. De aceea vă îndemn, stimați agricultori, dragi agricultori. Noi toți suntem în aceeași situație, suntem în aceeași barcă. Situația e dificilă. Guvernul face tot posibil. Au depistat surse. Haideți să fim, colegial să abordăm subiectele. Nu cu șantajuri, nu cu blocări de drumuri, nimic nu rezolvă acest lucru. Doar destabilizare și înrăutățirea situației și mai mult. De aceea, calm, liniștit, e greu, de acord, e greu. Dar împreună o să trecem peste aceste greutăți. Reparația drumurilor în țară, în Chișinău, apropo, mulți au observat că în Chișinău se schimbă lucrurile spre bine. Într-adevăr, la nivel de țară, la nivel de fiecare localitate, se implementează programul pe care l-am lansat noi, Drumuri Bune pentru Toți. Vreau să menționez că unii dintre dumneavoastră îmi scriu, domn Dodon, apropo, și primari la PAS și CUDA, la CUM. Îmi scriu, domn Dodon, Doamne ferește să scoateți banii de la drumuri și să le dați la agricultori. Pentru că la noi în sat, în sfârșit, se face o porțiune de jumătate kilometru, de un kilometru de drum. Nu, vreau să vă asigur că noi vom face tot posibilul ca programul Drumuri Bune pentru Toți să fie implementat până la sfârșit. Adică drumurile să fie construite în acest an. În ceea ce ține de situația, da, la această etapă, circa 80% de localități, acordurile sunt semnate și au început sau urmează să înceapă reparația localităților. În 30% de sate, Drumuri Bune pentru Toți, practic proiectul a fost deja implementat, deja a fost construit. Noi estimăm că până la sfârșitul lunii octombrie, când ne va permite timpul, vom reuși să implementăm acest program în fiecare localitate din Republica Moldova. Vă amintesc că fiecare sat primește de la 1 milion de lei în sus. Eu cred că este o sumă enormă care mare majoritate din localități nu au văzut-o în toți acești ani de independență. Referitor la Chișinău, eu cred că cu toți observăm schimbare spre bine care este în orașul Chișinău. De ce se întâmplă acest lucru? Pentru că avem un primar care nu face politică. Atunci când am luat decizia să-l susțin și să-l deleg cu suportul meu, cu suportul nostru, în primărie am decis, anume, să punem accentul pe domnul primar general, domnul Cimaniu. De ce? El 3-4 ani a lucrat în Consiliul Municipal. Nu a stat problemă de Chișinău. Mi-aduc aminte atunci unii sceptici care spuneau vă faci față sau nu. Dar acum văd tot mai multe voci care se bucură că situația în Chișinău s-a schimbat spre bine. Și vreau să vă spun că se va schimba și mai departe. Eu susțin în toate proiectele inițiate în Chișinău. Apropo, cele 100 de milioane de lei care la inițiativa mea au fost alocate suplimentar pentru Chișinău, reparația Obișoara și pavajul care mi este acum pe Pușkina și pe Bănălescu Bodoni. Și în general, haideți să spunem sincer. Acolo unde am delegat membrii echipei, unii numesc membrii echipei Dodon, oamenii fac treabă. Sunteți mulțumiți de ceea ce se întâmplă în Chișinău? Marea majoritate. Sunt ferm convins că da. Sunteți mulțumiți de Bașcanul Găgăuzii, care cu suportul nostru a devenit Bașcanul Găgăuzii, care este membru echipei noastre. Am văzut sceptici și acolo, dar marea majoritate sunt de acord că se schimbă lucrurile spre bine și acolo. Sunteți mulțumiți de speakerul Parlamentului, doamna Greceanu? Chiar și oponenții noștri care acum sunt în opoziție, anterior erau cu noi la guvernare, spuneau că Dodon e rău, Greceanu e bun. Mai bun speaker, cred că în ultimii 10-15 ani, Republica Moldova nu a fost. Și sunteți mulțumiți de activitatea primului ministru. Știu criticile. Nu vă place unele lucruri. Poate și mie câteodată nu-mi place unele lucruri, care le spune mai dur. Dar este profesionist. Și în această situație altul nu avea să poată să facă față lucrurilor.
De aceea atunci când promovăm la primele funcții membrii echipei, ei fac față. Și eu mă mândresc cu acest lucru și le urez succese în continuare. A cincea întrebare, чем Россия готова помочь в этой сложной ситуации, а другие партнеры МВФ и ЕС? Ну, то, что касается помощи со стороны Российской Федерации. Давайте я обозначу несколько важных элементов, которые, я уверен, что ну, очень важны и для сельского хозяйства, и в целом для экономики. Первое, для сельского хозяйства. Наверное, вы помните, что еще год назад я договорился с президентом России, с Владимиром Владимировичем, чтобы для молдавских товаров был беспошлинный экспорт на рынок России. И мы экспортируем яблоки, фрукты, овощи, консервы, вино без таможенных пошлин сюда, в Российскую Федерацию. Хорошо это или плохо для Молдовы? Это очень хорошо, потому что наши производители каждый год экономят около 300 миллионов лир. Они не платят таможенные сборы. И это остается на наших предприятиях. Это хорошо или плохо? Я уверен, что хорошо. Нам завидуют украинцы, которые не могут экспортировать. Нам завидуют европейцы, те же производители из Польши, которые не могут экспортировать свои товары, яблоки, в частности, на российский рынок. Это серьезная помощь. Кстати, эта помощь и эта договоренность действует в течение этого года, до конца этого года. Но в октябре будем делать еще раз анализ, если нет каких-то рисков. Поэтому те, которые хотят отправить правительство в отставку, хорошо подумайте. Потому что если отправите, я думаю, что после 1 октября этого льготного режима не будет. Вторая очень важная помощь. В России они дали нам возможность получить эти 200 миллионов евро кредита для поддержки экономики. Понятно, оппозиция заблокировала. Но Российская Федерация, несмотря на это, согласилась возобновить переговоры. И для нас очень важно до конца года, до декабря, эти деньги получить. Я уверен, что мы их получим. Третье. Мы договорились, что в ближайшее время в Молдову поступит 40-50 тысяч тонн дизтоплива для помощи наших сельхозпроизводителей. Сейчас наши коллеги из России, вот, кстати, это я обсуждал и в течение этой поездки, смотрят технические детали, как это сделать. Это важно для наших? Я уверен, что важно. Потому что для миллиона гектар, к примеру, мы говорили о миллионе гектар, там 700-800 тысяч, которые пострадали из-за засухи, это 50 литров на гектар. Я думаю, что это существенная помощь для каждого сельхозпроизводителя. Есть и другие конкретные предложения от России, чтобы помочь нам. Конечно, помогают и другие партнеры. Международный валютный фонд, Европейский союз. Но по сравнению с помощью из России, там следуют очень четкие, очень часто политические условия. Сделайте это, делайте то. К примеру, МВФ настаивает, чтобы мы урезали затрат в бюджете этого года на 1,5 миллиарда лей. Еще раз отмечу. 1,5 миллиарда лей, с учетом вот этой сложной ситуации, когда от нас фермеры требуют еще 2 миллиарда дополнительно. МВФ требует, чтобы мы 1,5 миллиарда снизили расходы. Это очень непросто. Откуда? Откуда урезать 1,5 миллиарда лей? То же самое и наши партнеры из Европы тоже ставят такие условия. Но мы готовы и будем сотрудничать со всеми. И с Западом, и с Востоком. Вообще это принцип, который я за последние годы, за годы моего президентства, я настаивал, чтобы было внешней политики. Мы должны дружить со всеми, и с Западом, и с Востоком. И что можем взять хорошее для нашей страны? У России, у Европы, у Америки мы должны взять. И делать так, чтобы люди в нашей стране жили лучше. А не воевать с кем-то против кого-то. Не дружить с Европой против России, а или с Россией против других. Вот это наш принцип. Я думаю, что так мы можем добиться хороших результатов для нашей страны, для укрепления нашей независимости. А с Россией мы будем дружить. Это наш стратегический партнер, это наши братья. И те, которые пытаются нас рассорить, ничего не получится. Потому что эта дружба, это братство уже несколько сотен лет. И я уверен, что это будет и дальше. Ашас антрибари, алегерли президентиали. Eu cred că acest subiect va fi un care vom aborda din ce în ce mai des parcursul următoarelor săptămâni, luni. Și aici mai multe întrebări. Igor Dodon va reveni cu forță noi. Ce facem cu secțiile de votare în afara țării? Ce facem cu amânarea legilor și așa mai departe? În primul rând, referitor la candidatura mea, am menționat și anterior, o vom decide la începutul lunii septembrie. Voi veți afla primii în cadrul unui eveniment. Președintele răspunde. Voi veni cu această inițiativă, da sau nu? Eu cred că e un subiect important care interesează absolut pe toți, în ce condiții se vor petrece aceste alegeri prezidențiale. Eu reiterez poziția care am anunțat-o anterior. Consider că nu sunt motive la această etapă de vorbi despre amânarea alegerilor. Și încă o dată repet că nici eu, nici Partidul Socialiștilor nu va veni cu propunerea de amânare.
Дако позиция сейчас суммы, часто ангажамента, часто инициативы для черя монари, совинок в аргументе, но не его маша за, дарей се дичи дам парламент. Ну, каша, а у вас дичи здесь, дичи все дискутаж, все пробы на парламенту Республики Молдова. Ам везут, ка уни сау гребит, шау дат стартул ла кампании президенциал. Вез ка уни фак митингури, ан сустинеря уни кандидат, шам потрива мя. Стимас приятень, уни ва гребитца? În primul rând, voi erați cei care spuneați că în timpul pandemiei trebuie să fim precauți și acum scoateți oameni în stradă. Și ați scos câțiva sute de oameni. Eu, pur și simplu, nu vreau să risc cu sănătatea oamenilor, dar v-aș arăta ce înseamnă meeting. V-aș arăta cum se poate scos 10, 15, 20 de mii de oameni la meeting. Și noi lucrurile astea putem să-l organizăm și să-l facem foarte repede. Doriți, nu, la o anumită etapă putem să organizăm și acest lucru, dar nu vreau încă o dată să risc cu sănătatea oamenilor. Eu cred că este cel mai important și interesul tuturor și interesul meu este că aceste alegeri să aibă loc în condiții democratice, libere, să nu fie niciun fel de restricții, nici în interiorul țării, nici în afara țării. Eu vă asigur că din partea mea nu vor fi niciun fel de încercări de a limita dreptul de vot sau dreptul de a candida a cuiva în parcursul următoarelor săptămâni, luni. Fiecare care dorește, care întrunește condițiile, înaintate de legislație, nu ar decât să candideze. Întrebare foarte importantă, care va fi votul în afara țării. Noi am discutat acest lucru și acum la Moscova. Numărul de secții de votare, cum vor fi deschise, cum vor fi gestionate în contextul COVID-ului. Eu sper foarte mult că vor fi deschise numai puține secții de votare decât a fost la urmă, la ultimul scrutin prezidențial. Mai mult de 100 în afara țării. Cred că lucrul acesta este corect. Să dăm posibilitate cetățenilor noștri din afara țării să voteze. Să-și aleagă președintele. Și voi susține deschiderea un număr maximal de secții de votare în afara țării. Și tot aici un subiect foarte important, care deseori laudă în ultimul timp, că uite, se va falsifica, că vom scoate lumea, că va fi scenariul din Belarusia. Eu consider că nu este Moldova situația din Belarusia. Eu nu cred că în Republica Moldova se va ajunge și noi trebuie să permitem să se ajungă la astfel de scenariu. Eu cred că alegerile vor fi organizate corect, liber. Eu cred că cel care va învinge va avea votul, încrederea din partea majorității cetățenilor Republicii Moldova. Iar cel care va pierde trebuie să recunoască, să vină, să felicite pe cel care a învins. Am văzut că diferite încercări, că vor fi masiv aduși din Transnistria și așa mai departe, eu nu cred în acest lucru. În primul rând este situația de COVID, într-al doilea rând eu nu cred că există situația care a putut organiza Plahotniuc anul trecut la alegeri parlamentare și nici nimeni nu-și dorește acest lucru. Eu cred că cetățenii vor decide și va fi un vot onest și cinstit. Așa că cu alegerile prezidențiale, pe data de 25 august, începe perioada electorală, practic de marța viitoare, începând cu 1 septembrie până pe 11 septembrie, înaintarea candidaților. Așa că până pe 11 septembrie va fi clar cine și cum candidează. Și, din nou, repet, consider că alegerile prezidențiale trebuie să aibă loc în acest an, pe data de 1 noiembrie. Încă o întrebare de săptămâna curentă, că au părăsit sau au fost dați afară din Partidul Democrat, Andronache și Nichiforciuc. Înseamnă aceasta că ei vin la socialiști? Există sau nu majoritate parlamentară? În primul rând, stimați prieteni, haideți să fie foarte clar ceea ce am menționat și anterior. Fracțiunea socialiștilor se poate mări, majora ca număr, numai prin cale naturală. Vorbim acum nu de termeni de viață, adică cunoașteți ce înseamnă cale naturală și artificială. Deci că e vorba de naștere, dar când vorbesc de cale naturală, asta înseamnă că doar prin alegeri repetate, anticipate în unele circumscripții. Așa cum a fost. Noi am venit cu 35 deputați, au fost două circumscripții în Transnistria și în Hâncești, avem plus 2 deputați, sunt 37. Noi nu vom accepta deputați din alte fracțiuni să treacă în fracțiunea socialiștilor. Chiar dacă sunt doritori, au fost și probabil sunt doritori. Eu sunt categoric împotrivă. Eu nu vreau să procedăm cum a procedat Plahotniuc, care a venit cu 17 deputați în Parlament sau cu 19 și pe urmă a avut 40 și ceva. Eu lucrul ăsta nu-l voi accepta. Deci cei care își părăsesc fracțiunile sau sunt
dața afară de fracțiuni, las rămână independenți, o să duc în altă parte. La socialiști, categoric, nu. Într-adevăr, de ce au plecat și cum? Asta e treaba internă a Partidului Democrat. Și a oricărui partid, eu nu mă implic în acest lucru. Și al treilea, există sau nu majoritate parlamentară? Am văzut declarația acestor deputați care au anunțat că ei susțin în continuare guvernul Chicu și majoritatea parlamentară. Asta înseamnă că la această etapă încă avem susținere la 51 deputați. Dacă nu va fi această susținere, atunci nu au decât alții 51 să înainteze moțiuni în cenzură, să voteze demisia guvernului și să-și asume criza politică în această situație dificilă. Noi suntem gata de orice scenariu. Așa că, doamna Maia Sandu, alăturați-vă cu Candu, cu Șor, cu toți și dacă doriți, încercați să dați guvernul. Dar noi, sarcina noastră, a mea în calitate de președinte și a colegilor la guvern, să asigurăm stabilitatea și să menținem situația într-o perioadă foarte dificilă, cu COVID și cu secetă. Și ultima întrebare, poate cu aceasta trebuie să încep. Mulți mă întreabă unde se află Igor Dodon. Am văzut diferite fake-uri, încercări de a induce lumea la eroare, la mare, nu știu unde. E foarte simplu să fii clown, că a fost primar, să faci niște fotografii de pe internet la niște hoteli și să faci diferite știri. Stimați prieteni, după cum am menționat, sunt în Federația Rusă, continuu, apropo, investigațiile la un sanatoriu, care le-am început în luna martie, dar atunci a fost nevoit pe 8 martie să revin de urgență acasă, a fost primul caz de COVID și am revenit de urgență, însă foaia a rămas deschisă și împreună cu soția am venit, mulți în țară aici în pădure, Moscou. Împreună cu soția am venit aici pentru a finaliza investigații. Copiii, cum am menționat, sunt la Turcia împreună cu fratele meu și eu cred că este un lucru normal atunci când am promis familie, am promis soției că să aibă și ei parte de unii. De aceea nu vă faceți griji, suntem sănătoși, revenim astăzi, vineri sau în dimineața, în prima oră, revenim acasă și o să avem o săptămână foarte încărcată săptămâna viitoare. Foarte multe activități. Știu că a apărut întrebarea, dar ce facem cu COVID-ul și ce facem cu autoizolarea? Cunoașteți că atunci când sunt în scopuri diferite, se poate fără autoizolare, dar eu totuși voi sta câteva zile în autoizolare, voi da testul, împreună cu soție. Copiii cred că vom da testul, să vedem dacă este un test negativ și după care ne continuăm activitățile. Apropo, vreau să cunoașteți că în calitate de operator astăzi, dacă calitatea nu este prea bună, în calitate de operator este prima doamnă, scumpa soție, da, eu sunt. Vă salut pe toți. Deci, prieteni, acesta a fost următorul episod Președintele Răspunde. Vreau să mulțumesc primii doamne care a avut rolul de operator pe parcursul acestei emisiuni. Vă salut. Vă salut și eu pe toți. Sper că am făcut față. A făcut față. Foarte mulți în țară. E filmat la telefon, dar sper că calitatea este bună. Vreau să vă mulțumesc, stimați prieteni, pentru miile de mesaje de încurajare. Eu aproape fiecare zi citesc și mesaje personale și la postări, mesaje de încurajare. Спасибо всем за то, что вы меня поддерживаете, поддерживаете мою семью, поддерживаете то, что мы делаем в команде. Я вам обещаю, что мы сделаем все возможное, чтобы Молдова развивалась и чтобы было побольше хороших вещей для наших граждан. Я уверен, что у Молдовы есть будущее. А критикам, критич сунт, а фост, шворфи, дар ворог, дорогие приятели, а тончик анд веницку месажа де ура, сент уни дин тревой, ну аша де молц, майте анд, пентру ка пе мини пати май в цема дуаре лукурле ста, да пентру пе фамилии, пе соции, пе копии, пе паринц, лукурле ста афектează фуарте мулт. Чего авец фамилии, асац антру парти тати лукурле ста. Политика и политика, вяца есть вяца. De aceea, succese, sănătate tuturor, aveți grijă de cei apropiați, de familii, de părinți obligatorii, de copii și sănătate tuturor cetățenilor Republicii Moldova.